Inspirație zi de zi de la oameni diferiți. 3, 6, 5. Să începem. Și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Adina. Iar cu mare drag. Prima întrebare este... Aoleu, așa? Pe cine admir cel mai mult și de ce? Da. Dintotdeauna mi-am admirat foarte mult membrii familiei. Da. Nu știu cât de previzibil e răspunsul ăsta, dar da, pentru că acolo vezi, cred că, primele modele și îți cauți așa, îți conturezi primele tipare în viață și valori, exact. Îl admir foarte mult pe tatăl meu, chiar dacă nu mai e printre noi, continui să-l admir foarte mult, pentru că cumva și el și mama mea sunt niște modele bune. Sunt genul de oameni care au avut o copilărie grea, le-au lipsit părinții pentru că au decedat și așa, și totuși au fost niște oameni foarte luptători care mie mi-au creat un mediu extraordinar și o copilărie frumoasă și ei sunt și au fost întotdeauna modelele mele așa de tenacitate, de luptă, la modul orice mi s-ar întâmpla, eu pot să fiu ok și să o iau de la capăt și să am familia mea și așa mai departe, deci cu siguranță ei. Da, nu prea m-au inspirat niciodată oamenii din exterior, pentru că e treaba asta cu gardul vopsit pe din afară. Nu poți să știi niciodată ce se ascunde cu adevărat în interiorul unui om și atunci aparențele astea perfecte, pe mine, nu știu, actori, cântăreți, poate oamenii sunt extraordinari și apreciez munca lor, dar nu m-au inspirat așa în viață, să spun neapărat. Deci cred că cele mai multe modele și cele mai multe aprecieri merg cu siguranță către părinții mei, către bunica mea care a crescut doi copii singură, a rămas văduvă tânără, deci totul vine din familie. Din familie. Da. În regulă. Ce obiceiuri sau convingeri noi ai adoptat în ultimul an sau ani care s-au schimbat viața într-un sens pozitiv? O, Doamne, au fost atât de multe. Atât de multe, mișto. Au fost foarte multe. Odată, că tot din familie vin. Da. Odată așa, pentru că s-a născut băiețelul meu, care are un an și trei luni acum. Și de când s-a născut el, mi-am dat seama că sunt mult mai puternică decât mi-aș fi imaginat vreodată. Pentru că dacă îl fac pe el să râdă, înseamnă că totul e posibil. Și am și trăiesc cu convingerea asta. Și de când l-am pe el nu mai afectează așa orice lucru ușor, mărunt. Bine, mă aprind pe moment, mă enervez și așa mai departe, dar le pun la spate mult mai ușor, pentru că îmi dau seama că să ai răspunderea vieții unei persoane este cel mai important lucru și te responsabilizează cel mai mult. Da. Și atunci dacă asta poți face bine sau cât poți tu de bine, da, celelalte cu siguranță se rezolve mult mai ușor. Ok. Dacă ar fi să înveți pe cineva un lucru sau concept, care ar fi acela? Da. I-aș învăța pe oameni să aibă răbdare. Răbdare. Da. Nici eu n-am prea multă. Încă sunt în continuu proces de învățare, deci aș lua lângă mine să învățăm împreună. Aș învăța răbdarea, da. Aș învăța pe oricine răbdarea cu semenii, cu colegi, cu prieteni, cu familie, cu orice răbdare. Cu orice situație. În orice situație, cred că răbdarea și calmul ăsta cântărește foarte mult în absolut orice situație legată de, nu știu, orice, de la hobby până la job. Dacă n-ai răbdare, dacă îți place să cânti la chitară și vrei să înveți, dar n-ai răbdare, e egal cu zero. Practic, pasiunea ta s-a spulberat din cauza ta, nu din cauza că n-ai potențial, ci din cauza că n-ai răbdare să atingi potențialul respectiv. În regulă. Care e una din investițiile tale care a dat roade? Păi asta e foarte simplu, The Beer Institute. Ce? E investiția care dă roade repede, roadele sunt bune și rapide, pentru că m-am hotărât așa în urmă cu aproape 5 luni să pornesc o afacere. Da. Și afacerea asta dă roade, e frumoasă, e înfloritoare, e lucrurile merg bine, am așa un vibe bun cu locul ăsta, cu oamenii care vin pe aici și atunci, da, asta e. Care e acel lucru pe care oamenii îl consideră nebunesc și tu nu îl consideri nebunesc? Să mănânci multe dulciuri. Multe dulciuri? Da. Ce înseamnă multe dulciuri? Extrem de multe. Adică să bei apă și după ce bei apă să simți nevoie să mănânci ceva dulci. Când i-am spus medicului meu de familie, i-am zis, nu știu ce am cu stomacul, dar nu mă simt bine. Și îmi zice, păi cam ce mănânci tu?
mi-am spus și mi zice, a, cred că știm amândoi care este problema, de fapt. Mănânci mult prea multe dulciuri, e nesănătos de mult, e absurd de mult. Și acum? În continuare... Ei, acum am mai redus, da. Da, 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 e o problemă asta. Nevoia asta de zahăr este o dependență... E puternică. Foarte puternică și foarte reală și trebuie tratată foarte serios. Că pentru noi dependența înseamnă doar, nu știu, chestii din astea ultra, nu știu, stupefiante sau mai știu eu ce, dar nu. Zahărul este o dependență... foarte reală. Și e mai prezentă în orice aproape. Și e prezentă în viața noastră de zi cu zi, e prezentă chiar și în zahăr, există și în alimentele sărate pe care noi le percepem ca fiind sărate. Și în conserve de porumb sau de fasole. Și e un lucru foarte serios și foarte grav și am simțit-o pe pielea mea, pentru că într-adevăr îți dă un boost de energie pe moment și de asta mâncam și eu foarte mult, dar îmi dau seama că pe termen lung este groaznic. Deci nu dependența e de zahăr. Și vorbesc foarte serios. Nu, okay. nu e de glumit. Okay. Chiar nu. Da. Nu este. Deci oamenii îl consideră nebunesc, eu nu îl consider nebunesc, dar îmi dau seama că are și părțile întunecate, să spun așa. Da, nu e ok. Trebuie să fim ultraponderați. Da, așa să fim atunci. Da. Ce ai pune pe un afiș care ar fi văzut de tot globul? Un afiș care ar fi văzut de tot globul... Cred că tot treaba asta cu toleranța și răbdarea. Uh-huh. Cred foarte mult în asta. Ceva în ideea asta, principiul ăsta. Ceva, da, pe principiul ăsta de fair play, de toleranță, de răbdare, toate chestiile astea care par așa niște povești frumoase, dar ele nu sunt povești și sunt foarte reale și lipsa lor duce de foarte multe ori la conflicte atât între două persoane sau un grup, dar și conflicte interioare foarte puternice. Și cred că lumea ar fi un loc mai bun dacă am învățat să fim mult mai toleranți. Și, nu știu, referitor la orice, la religii, la sexualitate, la orice. No. Ok. Ce faci când nu ești focusată sau când nu te poți concentra pe ceva anume? Păi mâncam dulciuri. Păi da, acum mai e opțiunea asta, nu? Acum mai am foarte mai limitată, la... da, o am foarte limitată. Ce fac? Încerc să-mi iau un minut să mă detașez, un minut, două să mă detașez. Deci l-ai înlocuit cu detașarea acum. Da. Da, cred că atunci când e foarte mult haos, în capul tău, nu neapărat în jurul tău, trebuie să ții un minut. E esențial, pentru că dacă o să continui în haos, o să-l amplifici. Niciodată. Asta cu lucrurile merg de la sine, e ok, nu e. Nu, trebuie să ții un minut, nu se întâmplă nimic dacă, nu se întâmplă absolut nimic dacă lași ceva 5 minute. Nu zic amânări din astea așa, dar cred că e un moment de detașare. Să te oprești un pic și să reiei. Un moment de detașare cântărește mai mult decât să te aprinzi și mai tare doar ca să rezolvi momentul respectiv. Ok. Dacă fericirea ar fi moneda națională, ce muncă te-ar face bogată? Cum ai deveni bogată? Stând cu băiețelul meu. Punct. Punct. Da, punct. Asta mi-aduce în momentul ăsta cel mai mare calm, cea mai multă satisfacție și cea mai multă oboseală, că nu dorm nopțile și așa mai departe, dar dacă fericirea ar consta în asta, aș sta mai mult decât oricum stau cu el. Aș continua și business-ul pentru că și asta mi-aduce fericire. Sigur. Nu e o chestie doar financiară. Cred că efectiv să faci lucrurile care te fac oricum să te simți bine. Ok. Ce carte sau cărți ai face cadou tuturor prietenilor tăi? Mamă! Profesia mea este de profesor de limba și literatura română, deci m-ai omorât dacă mă pui să aleg cărții. Este atunci pentru... autori, poate? Oh, nici măcar, e greu, rău. E greu. Da, e greu, dar nu, că alegem. Bine. Da, păi, mie îmi place foarte mult, literatura română, îmi plac autorii români, Eliade este genial, dar... trebuie citit așa, de la cele mai puierile aparent până la chestiile cu subterfugi legate de istoria religiilor. Dar cred că o carte de suflet,
care mă leagă așa în amintiri și în pasiuni cu tatăl meu, ar fi o carte de Dostoevski care se numește Vraciul. Vraciul. Da, e o carte care demonstrează că dacă ești născut să faci ceva, o vei face indiferent în ce medii te duce viața, ca să îți povestesc un pic așa care e ideea. E vorba despre un medic foarte priceput care suferă un accident, își pierde memoria și ajunge să practice medicina în termeni din ăștia, că de asta se numește vraciul, mai puțin convențional, dar ajunge să facă lucrurile pe care le făcea ca și medic. Și asta e. Dacă vocația ta vine din interior, atunci mintea ta va găsi calea să reajungă mereu către ea, indiferent cât de afectat ar fi. Și asta a fost este cartea preferată a tatălui meu și a devenit și a mea de-a lungul timpului. Sună bine tare cartea. Sună foarte bine, ți-o recomand, vă recomand tuturor, este genială, lungă, foarte detaliată, dar toate detaliile alea te fac să te gândești cât de incredibilă e mintea umană și cât potențial ai. Deci da, cred că asta ar fi așa overall, dar repet, m-aș întoarce cu drag mereu către toți autorii români, chiar și cei contemporani. Trebuie să citim mult. Cititul ne ajută extrem de tare pe noi ca indivizi, ne ajută să ne corectăm postura, vorbirea, orice, să ne dezvolte imaginația, perspectivele asupra vieții, adică te-ai gândit că o poveste de cel mai multe ori fictivă n-are cu ce să te ajute pe tine. Ei bine, te pune în niște situații sau te pune să-ți imaginezi niște situații pe care tu nu le-ai trăit, dar te pregătește pentru o eventualitate. Și asta e fermecător în lumea cărților. Ok. Bine. Trecem la următoarea întrebare. Ce frică ai depășit și ce ai învățat din experiența respectivă? Mi-a fost mereu frică de tot ce înseamnă spital și intervenții chirurgicale. Mereu. Și nu știu dacă neapărat am depășit-o, dar am învățat să o accept, frica asta, după ce am născut prin cezariană. Da. Și am avut o recuperare destul de anevoioasă, dar am învățat să trăiesc cu cicatricea și cu micile dureri care apar chiar și acum după ceva vreme, mă rog, micile înțepături, pentru că odată ce locul e tăiat, niciodată nu va mai fi la fel, dar sunt parte din tine și din experiența ta și atunci am învățat să le depășesc oarecum la modul ăsta. Așa că dacă ar mai fi să trec printr-o experiență de genul ăsta, aș fi la fel de terifiată de gând, dar m-aș consola cu celălalt gând că nu e chiar așa și că toate... Proiecțiile cumva. Da, cumva trec și rămân acolo niște chestii mici, dar satisfacție mai mare. Ok. Cărui fapt atribui cele mai mari reușite din viața ta, dar cele mai mari eșecuri? O, Doamne! îmi place să cred că n-am avut eșecuri din astea fulminante care să mă pună pe butuci. Pentru că, asta nu pentru că a fost totul roz de-a lungul timpului în viața mea, ci pentru că mi se pare că fiecare experiență a fost utilă și că toate contribuie... Exact, că toate contribuie la... Ce urmează? The big picture, da. Toate urmează să contribuie la ceva mai important, mai mare, mai bun. Așa că dacă au fost mici chestii la un anumit moment, cred că le datorez lipsei de experiență. Le-am datorat și cu siguranță continui să datorez micile înfrângeri de zi cu zi lipsei de experiență. Da. Dar evident că ele contribuie la lucruri mai importante. Iar realizări... N-am considerat niciodată ceva foarte important. Ele pleacă așa, din zi în zi. Adică, cred că trebuie să mai avem discuția asta după vreo câteva zeci de ani, când o să fim amândoi bătrânei, așa. Avem reperul ăsta. Exact, avem reperul ăsta temporal și atunci trebuie să ne lăsăm mulți ani, consider eu, ca să putem să acumulăm niște lucruri mult mai consistente. Asta se creează într-o viață de om. N-aș spune că până la vârsta asta am făcut tot ce puteam face. Cu siguranță. Exact. Mai sunt multe de trăit și exact. De făcut. De asta nu mă pot pronunța. Okay. Dacă mâine ai pierde totul, ce ai face?
treaba asta cu pierdutul a tot e destul de relativ, depinde ce înseamnă tot, dacă tot înseamnă parte financiară, dacă tot înseamnă familie sau intră și asta. E un termen foarte relativ. Nu știu dacă aș... N-aș ști ce să spun că aș face, pentru că cred că te raportezi la fiecare situație și legat de întrebarea anterioară, lucrurile se construiesc în timp, deci nici nu poți să pierzi tot de pe zi pe alta. Cred că și pierderea e o chestie tot de proces, la fel cum e și câștigul, indiferent de ce ordine, financiar, social, cultural, ele vin și se duc în timp în funcție de cum te raportezi tu la ele. Ok, deci nu... N-ar fi ceva concret ca gen un pas prin făcut azi? Nu, nu cred că de mâine îmi pun două barfe într-un rucsac și plec în lume. Deci, bine, nu. Trecem la următoarea. În regulă. Ce sfat ai da unei versiuni mai tinere a ta? Ea zice să nu dea niciodată sfaturi. Nu este bine să dai sfaturi. De ce cred eu că nu prea e bine să dai sfat? Bineînțeles că poți să discuți cu oameni, poți să îndrumi, poți să încerci să te pui în locul lor, dar nu e bine să dai sfaturi, pentru că sfaturile astea sunt foarte subiective. Oricât ai încercat tu să fii de obiectiv în relație cu alte situații pe care poate nu le trăiești tu, nefiind tu în pielea personajului, să zic așa, e foarte greu să-i oferi omului o chestie și o soluție clară. Așa că eu de azi știu lucruri în plus față eu de ieri, dar nici eu de azi nu sunt în măsură să trag la răspundere pe eu de ieri și așa mai departe. Nu, eu zic așa și cred cu tărie în treaba asta că suntem construiți noi ca indivizi și bineînțeles la treaba asta contribuie foarte mult educația și educația din familie și din școală și autoeducarea e esențială după o anumită vârstă și suntem cumva construiți să luăm cea mai bună decizie din multitudinea de variante pe care le avem într-o anumită situație și cu siguranță dacă mâine nu ni se va mai părea că e bună, totuși ieri a fost, că n-am fi luat-o. Da, așa e. Așa că ea zice să stea în banca ei și să-și vadă de treabă, lasă sfaturile că e bine. Lucrurile așa sunt, cu siguranță, pentru că suntem programați, avem un simț acut de autoapărare și atunci n-am luat o decizie proastă. Repet, dacă ni se va părea proastă peste o zi, două, săptămână, cinci ani, nu înseamnă că atunci a fost o decizie proastă neapărat. Deci ar trebui să încetăm să ne mai judecăm foarte mult. Ok. Care e cea mai bună metodă prin care o persoană poate obține ce vrea sau ce își dorește? Munca. Zi de zi, trebuie să spui mintea la contribuție, să faci chestii, nu să spui mintea la contribuție, să eviți chestii. Îți ia mai multă energie să încerci să le eviți decât dacă le-ai face. Da. Deci cred că trebuie să muncești la nivel fizic, la nivel spiritual, la nivel mental, la toate nivelurile posibile. Trebuie să duci muncă cu tine, să duci muncă în jurul tău, nu e nimic rău în asta. Trebuie să muncești. Eu cred cu tărie în treaba asta. Ok. Următoarea întrebare. Dacă auzi cuvântul succes, la ce persoană te gândești prima oară și de ce crezi că a reușit? Succes. Păi asta iarăși e cu dus și... La mine toate sunt cu dus și întors. Foarte bine. Da. De ce e cu dus și întors? Pentru că, repet, văzut din exterior, succesul poate să ți se pară pentru... Poți să-l percepi tu ca fiind succes. Strict subiectiv. Acum, poate pentru persoana respectivă nu e suficient sau poate a făcut multe sacrificii să ajungă la succesul pe care tu-l vezi. Și atunci trebuie să te întrebi oare e ok să încerc să urmez drumul ăla... sau nu, așa că e greu, sunt multe persoane pe care le admir și consider că au succes, dar repet, eu nu știu ce se ascunde în spatele succesului lor, așa că e greu, e foarte greu și repet, iarăși o treabă foarte subiectivă este. Și atunci ar trebui să o lăsăm subiectivă. Ultima întrebare. Ce nu te întreabă oamenii niciodată și ți-ai dorit să te întrebi, Adina?
Dacă sunt fericită. Dacă ești fericită. Da. Mie asta mi s-a părut și mi se pare o idee foarte complexă și o întrebare foarte interesantă, pe care nu ți-o pun profesorii la școală. Profesorul întreabă de ce nu ți-ai făcut tema, profesorul te întreabă de ce ai chiulit, de ce n-ai știut să răspunzi de așa. Părinții de multe ori nu te întreabă asta sau, mă rog, te întreabă chestii esențiale. De ce nu mănânci? Pe mine asta m-a chinuit toată copilăria. De ce nu mănânci? Așa, de ce? Dar nu te întreabă, ești fericit? Eu cred că e important. Este. Să afle lumea dacă tu ești împăcat cu tine, pentru că dacă te-ar întreba niște chestii legate de situația ta interioară, poate ar înțelege de ce cea exterioară e sau nu e bună. Așa că eu cred că e o întrebare pe care trebuie să ne punem mai des și să nu ni se pară absurd. Să ne întrebăm, te vezi cu prietenii, numai, băi, ce faci? Păi ce să fac? Sunt la tine, ce? Bem o bere sau mâncăm pizza? Dar dacă stai și te întreb cu prietenii tăi, păi ești fericit? Tu așa în viața ta de zi cu zi. Adică eu cred că trebuie să discutăm mai mult despre lucrurile astea, pentru că tot ce înseamnă interior te rodează acolo, pentru că exteriorul tău poate să fie și să pară minunat și tu să ai niște lucruri. Să fii opus în... Nu neapărat opus, să ai niște lucruri care te frământă și cred că rolul nostru ca prieteni în viața cuiva, rolul nostru ca familie în viața cuiva, poate chiar, nu știu, coleg de muncă, da, este să creăm așa un mediu plăcut și chestia asta se poate face doar dacă toată lumea e foarte ok cu ce face în momentul respectiv. Deci asta aș vrea să întreb. Asta e. Păi, ești bine? Ești fericită? Bine. Da. Eu super mulțumesc. E gata, Adina. Ăștia suntem. Și eu îți super mulțumesc. A fost foarte interesant și trebuie să ne vedem peste câțiva zeci de ani ca să vedem cum stau lucrurile. Așa facem. Super.